În momentul de dinaintea propunerii celor de la BizAge, m-a prins cumva într-o nevoie acută de timp și de organizare. Nu știam, nu credeam că există și posibilitatea de a te organiza cu ajutorul unui soft sau, eu știu, cu ajutorul oricărui alt instrument, în așa fel încât să poți să le faci pe toate și să le faci și bine. Iar softul Kido, de fapt, asta a făcut. Este vorba despre calculul a tot ce înseamnă facturi către părinți, notificarea prin e-mail sau prin SMS a situațiilor de plată pentru părinți. Este vorba despre managementul activităților curriculare, este vorba despre costurile grădiniței în general, urmărirea costurilor, bugetarea costurilor și așa mai departe. Este vorba despre o suită întreagă de rapoarte complexe de management pentru ca afacerea de tip grădiniță privată să se desfășoare în cele mai bune condiții. Pierdeam foarte mult timp, în primul rând, în redactarea facturilor, pentru că facturile și chitanțele se scriau de mână. Acum, printr-un simplu click, ai tot felul de borderouri, tot felul de liste pe care pur și simplu ți le ordonezi frumos și le predai contabile. Așadar, s-a câștigat timp, s-a câștigat în organizare, pe partea administrativă și, nu în ultimul rând, s-a câștigat și în comunicarea cu părinții. Pentru că, automat, părinții știind din timp cât au de plătit, știau să-și organizeze bugetul lunar și, evident, feedback-ul a fost unul pozitiv din partea lor. Următorul element este să dezvoltăm un portal pentru părinții copiilor de la grădiniță, astfel încât aceștia să poată consulta oricând au nevoie orice informație despre copilul lor, atât financiară cât și non-financiară. Gândiți-vă la un loc în care un părinte să poate să intre și să selecteze ce să mănânce copilul săptămâna viitoare sau eventual să voteze cu privire la un anumit meniu. Ori de câte ori am avut nevoie, pentru orice întrebare, cât de mică, cât de neînsemnată, cei de la BizAge ne-au fost alături și ne-au susținut permanent cu suportul tehnic. Ei ne pun la dispoziție o variantă de backup, în așa fel încât, indiferent ce s-ar întâmpla cu calculatorul nostru, indiferent ce s-ar întâmpla cu baza noastră de date, nimic din informația stocată în soft nu se pierde. Noi ne angajăm prin contract ca la orice problemă să se dea un răspuns într-o oră maxim și să fie rezolvat definitiv în maxim 24 de ore. De asemenea, ca parte a securității, garantăm confidențialitatea datelor și o garantăm prin contract. Așadar, celor nehotărâți, asta le transmit, să investească în timpul lor, în organizarea lor și în comunicarea cu părinții.